Tulcea, un oraș port vibrant situat în nord-estul României, în inima Dobrogei, este cunoscut ca Poarta Deltei Dunării și se mândrește cu o istorie bogată, o cultură diversă și o frumusețe naturală deosebită. Așezat pe 7 coline, Tulcea are o istorie milenară, cu urme de locuire ce datează încă din Neolitic. De-a lungul secolelor, orașul a fost influențat de diverse culturi și civilizații, de la greci și romani, la bizantini și otomani. Fiecare dintre acestea și-a lăsat amprenta asupra orașului, ceea ce se reflectă în arhitectura sa eclectică și în diversitatea culturală a locuitorilor săi. În timpul stăpânirii otomane, Tulcea a fost un important centru comercial și portuar, iar după războiul de independență din 1877-1878 a devenit parte a României. În perioada interbelică, orașul a cunoscut o perioadă de înflorire economică și culturală, iar după cel de-al doilea război mondial a devenit un important centru industrial. Tulcea este situată la confluența Dunării cu Marea Neagră, fiind înconjurată de ape și de peisaje naturale impresionante. Clima este temperat continentală, cu influențe submediteraneene, ceea ce înseamnă că verile sunt calde și uscate, iar iernile sunt blânde și ploioase. Populația Tulcei este diversă, reflectând istoria multiculturală a orașului. Majoritatea locuitorilor sunt români, dar există și minorități de ruși lipoveni, turci, tătari și alte etnii. Această diversitate culturală se reflectă în viața de zi cu zi a orașului, în bucătăria locală, în muzică și în sărbătorile tradiționale. Tulcea este un important centru economic și industrial al regiunii. Portul său este un nod vital pentru transportul fluvial de mărfuri și pasageri, iar industria orașului este diversificată, incluzând sectoare precum construcții navale, prelucrarea peștelui, textile și turism. Delta Dunării, cu biodiversitatea sa unică, atrage anual numeroși turiști din țară și străinătate, ceea ce a dus la dezvoltarea semnificativă a sectorului turistic în Tulcea. Delta Dunării este, fără îndoială, principalul punct de atracție turistică al zonei. Acest labirint de canale, lacuri și insule, recunoscut ca rezervația biosferei și inclus în patrimoniul mondial UNESCO, oferă oportunități unice pentru observarea păsărilor, pescuit, plimbări cu barca și relaxare în mijlocul naturii. Tulcea, ca poartă de intrare în delta, oferă o gamă largă de servicii turistice, de la cazare în hoteluri și pensiuni, la restaurante cu specific local și internațional, și la agenții de turism care organizează excursii și activități în delta. Orașul în sine are de asemenea multe de oferit vizitatorilor. Printre obiectivele turistice importante se numără Moscheea Azizie, o bijuterie arhitecturală în stil maur, una dintre cele mai vechi și mai frumoase moschei din România. Catedrala Sfântul Nicolae, o impunătoare catedrală ortodoxă, cu o arhitectură neobizantină, situată pe una dintre colinele orașului. Muzeul de artă adăpostește o colecție valoroasă de pictură și sculptură românească, precum și exponate legate de istoria și cultura regiunii. Acvariul Tulcea, un loc fascinant unde puteți descoperi lumea subacvatică a Deltei Dunării, centrul ecoturistic Delta Dunării, oferă informații complete despre Delta Dunării, organizează excursii și activități în delta și găzduiește expoziții și evenimente tematice. Monumentul Independenței oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului și a Dunării. Faleza Dunării, un loc perfect pentru plimbări relaxante, cu vedere la fluviu și la embarcațiunile care trec în port. Teatrul Jean Bart găzduiește spectacole de teatru, operă, balet și concerte. Piața Civică, inima orașului, unde se găsesc numeroase magazine, restaurante și cafenele. Tulcea este un oraș vibrant, cu o viață socială și culturală activă. Pe tot parcursul anului, aici se organizează numeroase evenimente și festivaluri, precum Festivalul Borșului Lipovenesc, Festivalul Peștelui
și festivalul Romania. Orașul are de asemenea o scenă culturală bogată, cu teatre, muzee, galerii de artă și biblioteci. Există numeroase organizații și asociații culturale, sportive și de tineret, care oferă oportunități de socializare și implicare în viața comunității. Tulcea este un oraș cu o identitate unică, formată la confluența dintre Dunăre și Marea Neagră, între istorie și modernitate, între diverse culturi și tradiții. Este un loc care merită explorat, un loc care te invită să descoperi frumusețea deltei Dunării și să te bucuri de ospitalitatea locuitorilor săi.